Vremea capricioasă din toamnă și canicula din această vară și-a spus cuvântul în producția de cereale. Grâul, chiar dacă este mai bun ca cel de anul trecut, cantitativ este mult mai puțin. Acest lucru a atras după sine o creștere cu 20% a prețului acestuia. Frutarii arădeni privesc cu înfrigurare spre orice scumpire și spun că nu-și permit să mai închidă ochii. Astfel, mai mult ca sigur că în perioada următoare se va opera o creștere a prețului la produsele de panificație. Știți am și cu ce procent veți majora prețul la pâine, spre exemplu, v-ați gândit? Momentan nu știm, vă spun, pentru noi a fost o surpriză totală faptul că la începutul recoltei prețul este mai mare ca la sfârșitul recoltei. De când ați mai operat o majorare la prețul de pâine? De vreo 6 luni. Arădenii nu văd cu ochi bun acest nou val de scumpiri, mai ales că pâinea este pentru mulți dintre ei un aliment de bază. Și așa toate scumpe. Oare cât mai au de gând să mai scumpească? Nu știu, dar salariul tot așa rămâne. Nu cred că există, cel puțin aici, motivul pentru a se scumpi acest produs. Nu cred într-o scumpire majoră și că acest lucru să afecteze nu știu cât nivelul de trai. De ce să se scumpească? Că s-a făcut greu. Asta e atunci, scump o mâncăm. Din păcate, producția de grâu nu este singura care a fost afectată de capriciile vremii. Culturile de porumb și floarea soarelui suferă din cauza secetei. Dacă în perioada imediat următoare nu va ploua, producțiile vor fi foarte slabe, iar în toamnă prețul cerealelor va exploda.